Este joi. În programul de astăzi avem mers la pașapoarte, să rezolv cu pașapoartul, muncă și mai pe seară o petrecere HBO. Am trecut la ediția aniversară 1976-1985, cam așa arată. Și printre nume se numără Ștefan Hrușcă, George Nicolescu, Olimpia Panciu, de dânsa nu știu, dar de Mihai Constantinescu știu, Gil Dobărică, Compact, fata din vis, yeah, Eva Kiss, wow, Eva Kiss, e toamnă iar. Acum ascultăm Copacul, îndrăgostit, de Ștefan Hrușcă. Un copac cu flori. Gata, mă duc la pașapoarte. Mamă, cât de repede ne-am mișcat aici, frate. Eu mai știu când l-am făcut. În 2007, când mi-am făcut prima oară pașaport, am stat cred că 4 ore. Acum am stat aici jumătate de oră. În contextul în care am dat și o declarație că mi-am pierdut pașaportul vechi. Ionescu, comentarii? Trească poliția română, nu știu. Da? Bravo lor! Plec, trebuie să ajung la petrece aici, bio. Hai acasă, hai cu mine. Eu uite-ți scaun de bar. Ce l-aș lua cu mine? Hai acasă, hai cu mine. Hai cu mine. Să pornim la drum. Eu cu Ionesca o luăm din loc. Sasha, tu rămâi acasă azi. Data viitoare te ocupi. Joculeț, ești pișcotă. M-am întâlnit cu Ionuț Bunescu, soi prinzător, la mâncare! Ce faci, Ionuț? Nu știu ce chestia asta, dar e mega bună! Iau la pachet! Nici nu se vede că s-a interzis fumat în spațiile publice. Este cald și oamenii sunt afară. Da, exact. Există o firmă care aduce gheață cu bicicleta la evenimente. Domnii de la ISU aprobă. La revedere, fabrica de gheață. La revedere, seara. Mariciuna, nu e puțin dubios că noi facem toate evenimentele aici? Ba da, asta i-am zis și eu, dar Ofelia mi-a spus că ea are o combinație cu patronul barului și că primește 10.000 de euro dacă... Asta nu trebuie să zic, nu? Păl bine, așa, foarte bine. Are arcos, doi Ionești mergeau acasă. Da. Concluzia seara este că petrecerea HBO a fost super mișto. A fost un real succes. A fost simpaticuță. Mie mi-a plăcut. Am mâncat niște nachos foarte buni. Bine. Acesta a fost vlogul de azi. Fac cafea chiar la mine la scară. Păcat că nu beau cafea.